Un colonel rus a fost ucis în mod deliberat de proprii soldați. Acesta ar fi fost călcat cu tancul ca urmare a amplorii pierderilor suferite de brigada sa. La o lună de la startul războiului, moralul trupelor rusești nu este deloc bun, iar efectele se văd pe frontul din Ucraina. Rușii se omoară între ei. Un colonel a fost omorât de proprii săi soldați. Aceștia disperați că aviația lor își atacă trupele de la sol. Moralul militarilor lui Putin este la pământ. Soldații se plâng că au degerat pentru că au dormit în frig, că nu au echipament de protecție și că ofițerilor nu le pasă de ei. Iar trupurile camarazilor căzuți în luptă nu nu pot fi repatriate pentru că nu există transport. Alți doi comandanți ruși de rang înalt au fost uciși în Ucraina, iar unul dintre ei se pare că a murit după ce a fost atacat de proprii săi oameni, a spus un oficial occidental citat de BBC. Colonelul Yuri Medvedev ar fi fost călcat de un vehicul blindat. Kremlinul nu a comentat aceste informații. Ministerul rus al apărării susține că forțele armate ruse au pierdut 1351 de militari în războiul din Ucraina, iar 3825 de soldați au fost răniți. Un oficial din cadrul NATO a anunțat joi sub protecția anonimatului că estimările alianței nord-atlantice sunt că armata rusă a înregistrat între 30.000 și 40.000 de victime în Ucraina, inclusiv între 7.000 și 15.000 de militari morți. Estimările NATO primele de la începerea invaziei militare ruse în Ucraina pe 24 februarie se bazează pe datele colectate de autoritățile ucrainene, pe indicațiile Rusiei și pe informații din surse independente.